Salut! Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia, așa spune una din maximele lui Aristotel. Și noi azi împreună cu tine vom completa cunoștințele de la lecția 1, Delfinul, de George Meniuc. Specificul onomasticii în text, de asemenea și un algoritm care ne va ghida cronologic în studierea temei, identificarea imaginilor artistice, comentarea fragmentului, asocierea numelui cu trăsătura de caracter a personajului. Îți propun un fragment din text pentru a putea identifica imaginile artistice. Este anunțat gândul. Delfinul ține ochii deschiși. Muzica se împrăștia nelămurit de dulce. Sunetele vii străpungeau depărtările încremenite sub cer. Prin valuri trecea o înfiorare minunată, asemenea razelor de soare în ea amează. Delfinul ține ochii deschiși. Vrea să-l înțeleagă. În text ai observat o secvență subliniată. Delfinul ține ochii deschiși. Vrea să-l înțeleagă lumea. Amintindu-ne ideea identificată la lecția 1, că delfinul vrea să înțeleagă lumea, mai adăugăm și această deducție. Dick descoperă o lume neînțelegătoare, o lume haină, o lume care nu înțelege suferința. De aici și concluzionăm și un aspect tematic, un conflict al omului cu natura. Revenind la fragment, identificăm următoarele imagini artistice și figurile de stil pe care le formează. Muzica se împrăștia nelămurit de dulce, este o metaforă. Sunetele vii, epitet. Sunetele vii străpungeau depărtările, iarăși metaforă. Prin valuri trecea o înfiorare minunată, personificare. Depărtările încremenite sub cer, epitet. Înfiorare minunată, asemenea razelor de soare, este o comparație. Ceea ce este important ca tu să știi care este rolul acestor imagini în text. Dar pentru aceasta vin cu o recapitulare. Imaginile artistice se clasifică după natura lor sensibilizatoare. Acestea pot fi imagini vizuale, delfinul ține ochii deschiși, sau imagini auditive, cum sunt sunetele vii străpungeau, imagini olfactive, ceea ce țin de simțul mirosului, parfum de piersici coapte, imagini motorii, care se referă la mișcări lente sau accelerate în cadrul naturii. Prin valuri trecea o înfiorare minunată. Imagini tactile, care se referă la simțul pipăitului. Simt mâinile tale, mamă, căutându-mă ca în copilărie să mă alinte. În continuare, determinăm semnificația numelor în opera lui George Meniuc, pornind de la trăsăturile de caracter determinate din text. Dick, curajos, Ursula, șireată și blândă, Nardus, înțelept, Zbrog, invidios, Michel. Aici am identificat legătura numelui mitologic cu acțiunile personajului în text. Dicomes, regele gețelor, strateg, curajos și cu inițiativă, dornic de aventură și luptă pentru eliberare. O caută prin marele noianuri de apă, pe lângă țărmuri, în golfuri, o caută pretutindeni. El parcurgea întinderi vaste, năboite de talazuri sau calme, însorite, se scufunda în adâncuri, se strecura printre alge. Despre Ursula putem spune că are o personalitate enigmatică. Nu crede în noroc, în întâmplare. Este un personaj, intelectual, cerebral, cu spirit analitic și asceptic totodată, uneori visătoare. Ursula l-a făcut să înțeleagă multe lucruri pe care înainte le trecea cu vederea.
Diminețele îndeosebi erau nespus de atrăgătoare când apa mai străvezie decât oricând scapără în lumină. Pluteau alături cu capetele rezemate de auroră. Ursula se juca și râdea din spumele sclipitoare ale mării învolburate și de râsul ei se trezea până și calcanul de pe fundul cu mâl, visătoare de pe cap. Nardus, puternic, de la Hard, foarte puternic, încrezut, îndemn. Dicomis auzise de la bătrânul Nardus o mulțime de legende ce dezvăluie agerimea delfinilor, blândețea lor față de om. Când Telemac, fiul lui Odiseu, într-o joacă neastâmpărată, a căzut în mare, s-a găsit un delfin să-l scape de la moarte sigură. Bătrânul Nardus îl sfătuiește să nu creadă în presupunerea lui Zbrog. O găsește zăludă. Zbrog este un nume grecesc. El semnifică un om mișel. Iar vicleanul de Zbrog, după năravul său zeflemitor, a fluierat apagubă, ci că așa și pe dincolo. Pentru a face o recapitulare la tema de astăzi, am determinat câteva concluzii. Rolul imaginilor artistice în opera Delfinul creează un tablou real al mirajului mării și al cuplului romantic despre care se relatează. Onomastica personajelor este sugestivă în înțelegerea tematicii și mesajului textului. Cronotopul operei este spațiul, marea. O caută prin marile noianuri de apă, pe lângă țărmuri, în golfuri, o caută pretutindeni. Trimitea semnale disperate tocmai în marea neagră, totodată și în cea roșie, și în cea albă, și în cea egee, și în cea de marmură. Primea răspunsuri contradictorii și vagi. Ceea ce ține de timp trecut, prezent și viitor. De 5 zile încoace, Dicomens o căuta pe Ursula. Prin amintirii trecea ca o umbră diafană silueta Ursulei, pe care ar fi recunoscută din sute de afaline. Curios lucru, ființa dragă ți-a dispărut în zare, însă indefinitul dor o scoate în fața ochilor tăi. Ursula l-a făcut să înțeleagă multe lucruri pe care înainte le trecea cu vederea. Va peri ca o bășică de spumă, va cădea la fund acoperit de sedimentul scoicilor, se va preface în madrepor amorțit, petrificat. N-are a face, n-are însemnătate. Tema este aventura, căutarea, dragostea. Aceste trei teme se completează armonios, prezentând un fir narrativ foarte frumos și captivant pentru cititori. Numește câteva aspecte ce umanizează personajele, acțiunile, stările, sentimentele, amintirile, dovada fiind pasajele din text. Trei aspecte comentate. Speranța este un vis. Cu ochii deschiși. Visează și tu. Speră, crede, crede în fiecare zi și fă o plimbare prin lumea visării.